seara, sunt Natalia Chepenea, aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și victorii care fac să vorbească o țară întreagă. Sergiu Rotaru din Strășeni spune că a rămas șocat atunci când și-a găsit fiul de 1 an și 9 luni singur afară, în frig și practic dezbrăcat. S-a dat copilul afară, în pampers, în futbol, cu talpele goale, nimbrăcat. După o relație de 5 ani cu fosta lui concubină, acum bărbatul o acuză că este bețivă și responsabilă. Ea când se îmbată, sare cu capul jos de pe prisp, ori se bate cu capul de pereț, s-apucă de băut. E jale mare cu copilul. Și asta nu e tot, spune Sergiu. Odată și-a găsit copilul legat de piciorul unui fotoliu. Îl lega ea așa de la jumătate, de creslă, pune și mai pune niște scaune în ușă, să nu împingă ușa. Hai, uite! Hai, uite acolo! Cine acolo? Ia arată! Ia arată! Ia, băiețelul! Din spusele bărbatului, și mai grav este că deseori femeia pleacă de acasă până dimineața, iar micuțul rămâne singur. Se mai duce noapte, îl leagă, îl lasă legat în casă, vecinii mă sună. Ce decizie a luat bărbatul îngrijorat de soarta fiului său? De ce este atât de supărat pe fosta lui concubină? Unde se duce ea aproape în fiecare noapte? Din ce cauză s-au despărțit? Și în grija cui ar putea ajunge copilul? Aflăm în această seară. Sergiu Rotaru a venit în această seară să ne spună de ce crede că viața fiului său este în pericol, atât timp cât se află în grija mamei. Să-l întâmpinăm. Bună ziua! Bună seara, Sergiu! Bună. Bine ați venit la noi! Îmi pare bine. Și vă rog să ne povestiți cu ce ați venit. Cu jăluiere. Cinci ani am trăit cu doamna Severin Valentina, dar mai bine nu-i trăiam. De ce? Au fost atât de proști? Nu, pentru că de 3 ani de zile tare bine am trăit împreună, dar după ce am născut, s-a început a bate joc de copil. O, ce pot să bie, eu mă ceam la lucru, vineam acasă, că sunt beată. Pe urmă, la 8 luni de zile sau 9 luni de zile, am găsit eu cum dormi în rândul de patlagere și băietul stătea și mânca de pe jos. Eu atunci am înțeles că... Eu am înțeles că tu vrei să îl iei. Da, da. Și din pericol. Eu când am fost odată în casă, am avut o înregistrare de 7 minute, 8. El cum era învălățit la picioare, o mânuță, stătea jos. Și ea ce făcea? Nu era acasă. Nu era acasă, permisem afară. Dar zi-mi, te rog, tu ai încercat să te adresezi cuiva? Da. Asistența socială? Da, da. Protecția copilului, și? Da. Eu m-am dus la asistența socială, chiar și la primărie. Le-am deschis telefonul cu înfilmările astea. Ia uitați-vă, da, eu n-am treabă cu asta. La asistența socială, da, nici nu ne-a arătat, că este poliție. Doamna, dar de ce vă mai numiți asistența socială aici? Stați și lucrați la asistența socială pentru copii. Uite, colegii mei au discutat cu asistenta socială din localitate. Hai să vedem împreună ce ne-ai spus nouă. Atenție! Da. Pe doamna Severin Valentina o cunosc din februarie. De câte ori am mers cu specialistul din cadrul primăriei? Adică copilul este curat, hrănit, în casă este ordine, călduț. Apoi dacă mamă grijulie, de câte ori am mers la domiciliu, chiar multe vizite am făcut, adică niciodată n-am văzut o stare de ebrietate. Păi da, dacă le sunați și om prin întâmpinat, dacă noi spunem, nu prin întâmpinat, duceți-vă din neprinite veste. Dar ce interes are doamna? Apoi tu vrei să spui că ne minte, asistenta socială? Pentru că când o suna și o întreba dacă e acasă și îi spune că noi vinim, e străhuie de amul, cum să spune. Și zici că lasă acasă și pleacă. Se duce de acasă. Chiar unde se duce? Duce la băut cu padrujele, cu vecinii care are pe acolo. Unde îi pleacă și de ce? Viața.
pleca de acasă mama copilului, uneori în toiul nopții, ne va spune chiar ea. O invit în platou pe Valentina Severin. Să o întâmpinăm. Cum nu-mi dragă, doamne? Bună seara, Valentina. Bună seara. Ai vrut ceva să-i zici așa, să te trebuie aici? Eu am dat noroc, eu cam nu merită nici bună ziua, dar mă rog, am trăit 5 ani, așa am existat. El nu merită nici bună ziua, pentru că, dacă sincer, nu știu dacă ai auzit după culise, dar ce ne-a povestit Sergiu despre tine... Într-adevăr, nu-i drept nici pe alături, el tare mult iubește să pui minciuni și gisează noaptea și inventează. Când a născut băiețelul la o lună de zile, la cel mai mare, al lui Josea, făcea și caziuri cum îi vine la gură. Și băiatul mai mare? Da, eu am băiat mai mare, tot mamă singură. Dar ăsta mai mic... Ceea ce am văzut noi și ceea ce a filmat Sergiu și ne-a prezentat este groaznic. Tu-ți legi copilul de picior? Poftim? Tu-ți legi copilul de picior? Nu, sigur că am făcut. Eu odată m-am dus și am tăiat lemne, eram singuric, și am tăiat în 3 minute lemne. Și el ne-a dat tazicul de pe masă, o fiu, eu m-am rămas uimit, am pus niște lehane. Asta și el se vără, mai ales când vede apășoară. Uite, Sergiu v-a filmat. Hai să vedem. El o vine să vadă copilul. Na, na. Eee, el vrea crusoi. Vedeți? Asta e de la mijloc, l-am legat cu colgot. El o vine să vadă copilul. Nu erai acasă. Tu ai venit să vezi copilul și taman când am adus eu lemnele în casă. Nu erai acasă, Valea, aici tu m-ai prins în casă. Eu am adus lemnele, taman tu ai venit cum era pus la poartă. Valentina, nu spune tu minciuni. Pe mine mă deranjează, sincer, aceste imagini. Nu știu ce mamă ești deocamdată, nu ne dăm seama, dar să-ți legi copilul în așa hal, mie mi se pare că arată ca un câine acest copil. Din păcate, explicații putem găsi multe, dar imaginea nu este una frumoasă, mai mult decât atât, este una strașnică. Noi suntem în secolul 21 și să găsești un copil legat... Dar eu și vinovată de când îi spunem scumpiri manieș. Văd că e legat de un dres sau ce era. De creslă. Dar de ce? Văd că în imagine pozezi și nu te grăbești nici atunci să-l dezlegi, când ai intrat în casă. Atunci de ce nu l-ai dezlegat? Tamana m-a dus lemnele și el a intrat, nu era pus la poartă și a intrat să aducă producția, fără voie, nici nu m-a sunat. M-a sunat vecinic, i-a tradus și eu am venit și a țărit poarta și da, am găsit băiatul legat. Și cât a lipsit, Sergiu, după... N-am credit că el a măjit. El era bălăcina ciori, până am dezvălăt și am dezvălăt și cioruță, mânuța. Mai zic tu l-ai zis. Și l-am lăsat așa ea, zic să eu ți-l filmez. Copa automat aici, peste 2-3 minute o vine și eu. Dar și nu l-ai zis legat, dar te-ai apucat de filmat. Tu numai rău știi să faci, mi-a zis cu tine. Mai avem imagini. Da, da, da. Dar tu la o lună că l-ai aruncat ca copilul de la 3 metri. Am sunat pe Maxim, ia, că el e la școală. Doamna la Valentina, o lunișoară, eu n-am filmat. El la o lună, ascultați, el la o lună a aruncat copilul la ceartă, la o lună avea copilul, a aruncat pe pat, de la 3 metri. Наверное, можно было как-то придумать другой способ, чтобы не доводить до такого состояния ребенка. Надо и брать детский дом отдать, и все. Сергей, дар... А вот ты кинует ту... Dușă-ți fă copii și dă-ți-i la internat, dacă ești așa deștept. Eu acum am rămas și mai uimită. Tu, Sergiu, până acum ne-ai demonstrat că te zbați pentru acest copil. Este singurul tău copil. Da. Vrei să-l iei de la mama care ar prezenta un pericol și vrei să-l dai la orfelinat. Tu ești pericol. La orfelinat îi va fi mai bine? Acolo, la... N-are pericol. E la timp schimbat, e la timp hrănit. Serios? Dar eu n-am schimbat. Da, tu da. Dar tu ca tată... Tu nu înțelegi ce înseamnă copil pe străin, copil fără cingășie. Eu ca tată mă duc la Iov acolo, la casa de copii, că acolo sunt și verișoare, sunt și mătuși acolo, la casa de copii. Când a murit, mă scuzați că întreb. Dar nu înțeleg, acest copil până la urmă va rămâne fără ambii părinți. Dar ce fără ambii? Și așa e traumat. Asta este dragostea ta față de copil, să-l dai la orfelinat? Dar când vrei să-l iei de la orfelinat? Sau nu vrei să-l iei? Eu-l iau. Când? Vă spun, peste 5-6 luni de zile. Ce se va întâmpla atunci? Vine o soră de mami de la Italia, se oprește acasă și... Și asta ți-ai soarta. Mamă, cum o să primi mătușa? Mi-a spus, dragoțață, el și de la te-l-o frumos la casa de copii, 5-6 luni, nu mai mult. Și eu vin și-l iau și-l cresc. Dar tu nu vrei să-l crești tu sigur? Eu vreau să-l cresc. Păi dar cum o să-l crești dacă îl trimis la orfelinat? Da, și pe urmă să-l crească neamă. Da, la moment, eu nu cresc, n-am cu cine. Eu sunt singur, amă. Că nu există niciun sentiment de tată.
Nu știu ce sentiment dumneavoastră aveți, dar n-aveți idei ce înseamnă a fi tată unui copil. Dacă așa mai mare o zis cât de Serioja, aici... Dacă ați văzut aceste imagini, că copilul stă legat. Prispă, așa mai mare, am mai mult încredere în băiat cel mai mare decât în trânsul. Dacă... De vreo două... Poftim? Dar n-am trăit mama, ne-l-a pus cu deasâla și l-a lichit ca curnuțul de oaie. Eu de 20 de ori îi dădem papuși când trăim la mama. Dar eu lucram taxatoare. Și el după astea m-a îngrăjit ca să vin în autobus și să mă bocanească și duce la cel mai mare la parcul de autobus și a spui și își fac eu și, mă rog, taxatoare și fac de o colosier. Și cum v-ați cuplat, Valentin, atunci? Poftim? Cum v-ați cuplat? Cum ați trăit 5 ani? Mama, cu deasâla m-a cuplat. Mama cu forța să l-a pus în pas pe bărbatul ăsta? Eu n-aveam bani de gazdă. Eu 15 ani l-am dus pe fost concubin care m-a luat cu băiat, lucram pe piață. Și s-a găsit o learvă și pe urmă eu, măcar că nu am pe două zile, am stat în stres. Atunci când aceleași n-aveam bani cuvinte, de bătiși, m-am făcut cunoștință cu taxatorul, el lucra. De 3 ori a intrat în parcul de troleibus și dacă el e agresiv și brutal, cum a intrat, așa și-o ieși peste o lună. Și ți-a plăcut? Așa, agresiv și brutal. Nu! Eu când m-am făcut cunoștință când mi-a dat mama telefonul, zic, mama ta, nu geaba ești în zodia oi. Chiar nu observi, nu cunoști oameni. Dar te-a curtat cumva, te-a luat frumos. Sau cum te-a amețit el că ai trăit 5 ani cu el. Chiar și de la gazdă, de la ciocan, eu până în ziua de azi am trăit o lună de zile și am văzut și zaje întrânsul, de la un pahar de biere, atunci servie, de la un pahar de biere să îmbăta ca o muiere mai ceva. Și de atunci am observat că la dus nu stăți acasă. Nu-mi dă de pașteat noaptea să dorm. Auzi că cam te dau jos de la 6 etaj, de că am vrei zburăm din cosmos, zic, zboară tu primul jos, vin din urmă, care probleme. Și am tot atunci aflat că eu nu sunt la poliție, eu tare, ca tare zbaibaia. Dar e ca lui când îți duci crâșa, el mă bate măr și eu nu pot să-l dovedesc, eu nu sunt, eu sunt o mână de femeie. Ziceai că de 5 ani de zile, cum, am te-ai chinuit? Am existat, da, în fiecare zi plângem. Dar de ce n-ai plecat din prima zi? Zic, o glumă, vine, vine. Unde să plec? Eu din casa mea să plec, eu alungam cu deasâla. Dar îmi zic, îți cauți gazdă, nu mă duci, mă răgeau, am de zile în genunchi, mă rugam. Deci el s-a mutat în casa ta, înțeleg? Voi ați trăit în casa ta? Catedrul meu de 150 de ani, da. Checoale pe dânsa, dar încă mai ține. Așa gospodină ești. Da, așa, da, dar tu rozet ca și înșa-n tereditat poliția și cu mătru ăsta meu, scumpul meu, dar mâncă scump. Dar cum totuși... Coasele, dar Valentina, dar cum totuși... M-ai lăsat fără oleu, mirșunatul ești. Valentina, cum totuși ai decis să faci un copil cu... Dar n-am decis, eu credem... Eu avem probleme cu pancreasul, că am avut caz, că am băut, când lucram taxatoare, Coca-Cola. Și peste două luni zile mă curăjem, credem că stomacul, dar era pancreasul. De la casă a spus, fat că-i... Ruginesc așa. Și zic, tu e mama lui de pancreas, ne-am luat de la piață brandy astea, încălbăm și cum beiem pentru pancreas. Când colp și două luni jumătate, m-am trezit că e pancreas cu ochi. Am vrut să mă duc să fac abort, o mie jumătate, șerie, plângem, dar taxatoarele spunea, Valea, tu înțelegi? Eu zic, fac chicoșoaba pe mine, el boschetar n-are chiloți pe dânsul, pe mine chicoșoaba pe mine. Hai să vedem ce le-ai povestit, ce le-ai spus despre sarcina ta colegilor noștri. Noi 3 ani de zile am trăit deschis, adică un an de zile îi spuneam să cumpere balonașă și domncratul lui Michel chicau și da, pe urmă zic, hai și fără, că văd că nu-ți mai țin de cupul tău, nici ce îl scumpi. Eu vrem chiar la bord, zic, de la așa psih bolnav și copilul așa psih bolnav, încă și smolița naște de mine. Și da, dar nici nu avem nimic să mă înscriu. Chicoșoaba pe mine, el n-are văpșe nici casă, nici masă, e boschetar la Leova. Eu când mi-am luat niște chiloți pe dânsul n-avea, eu dată tineam, eu dată de pomană, și de mat, peremat, cu nierță, minte ce face soba. Femeie gospodină. Du-te, dar, du-te la bășa pe iarăși de genunchi, hai las, te rog copilul, știi, te rog frumos, în genunchi m-a rugat cu lăcăni. Treci, o jumătate de ori, eu îi spun, dar poate totuși mă duc la abort, a? Băi, dă să ne ridicăm, ca să ne râdă mahala. Apoi iar, știți, așa de vreo 50 de ori, du-te pe urmă, lasă-l, du-te, lasă-l. E și la urmă am decis, chiar m-am dus la un spital numărul 3 acolo, în grăit cu un ginecolog, gata, numai, zici din picioare, o mie jumătate, la srocul mare. E, m-am luat în mâini, plângea, nu știu, mai am venit să mă dau cu capul de stâlpuri. Că, într-adevăr, sărac trăiesc și nu ne-am poftit 40 de ani. Și totuși, Valentina, de ce te-ai decis să-l naști, dacă te-ai pornit? Dacă spun și taxatoare, spune că, Valea, asta e un cadou de la Dumnezeu, și inovat pruncul. Noi am trăit din prima zi, groaznic, să vă spun. Chiar și un văr de la Dumbrava spune că, fata, dar tu vreo bă, să ești simpatic, stăți acasă, o trimis să-mi bești special. Și că, dar tu știi că el e dus cu pluta, dar eu zic... El îmi spune că așa e mușcat de cal, când îl frezez, are cicatrici, eu zic, i-a dat cu o ștachetă când se bătea în tinereț. Dar el acasă, o chicat în avare, l-o strâns pe cisteam și o chicat în comun, nu știe, pe nimeni nu recunoștea. Dar de ce îl faci bolnav?
bolnav de cap, înțeleg. Dar dacă eu cât am trăit, eu am văzut atâtea chestii la dânsul. Dacă el scoală și dăși din mâini și din cioare și cu mat perimat zi la zi, apa asta, el fără sfadă nu se ține sătul. Anul draconului, n-aș știu că el așa... În schimb, el zice că tu bei foarte mult. Da, chiar da, da. Și până la 5 mai litri de vin. Măi, de zile îmi pune la cata la poartă, îmi turna tuzic sau vecinii. Ce n-ați vorbit cu vecinii? Eu am fost eu vreodată prin drum. Te vreau să spun că noi am vorbit cu vecinii. Hai să vedem și ei ce spun. Putem. Nu e un secret că doamna în cauză, Valentina, nu-i mare gospodină și nu-i tare fată de treabă. Cunosc că be, de când e istoria ei, orice zi să întreb, eu fiecare zi magă la pahar de vin, dar a fost. Mai are un copil care tot a fost crescut prin, de părinți de nu știu cine, că e rotatună. Parcă nu văd așa pe drum, si, mă rog, bată, si, mătar, așa, parcă nu, da. Eu venim la deal și mi-a lui stătea cu copilașul în brață și era cam goluț, îmbrăcat în scurta, cred că tatălui. M-am așezat chiar lângă mielui acolo. Și sună la asistența socială, nu știu unde, și chiar l-am întrebat ce s-a întâmplat. Și mi-a spus că soția servește, copilașul era undeva afară, nu știu. Nu, personal de asta că nu e din credere, are copil, nu ține la copil, nu ține la nimic. O găsit la cine să iei interviu. O femeie care nu... Nu e viață. Iar un hudeț, beu zi la zi neprospanță. Sergiu e bun, băiat bun. Flăcăi. Foarte bun băiat, numai... Da, clipuit băut, e bun băiat. N-are noroc în viața aia. Sergiu e om gospodar, muncește, nu servește, nu întreține copilul. Tot așa, tu pleacă dimineața, vine seara de la serviciu, vine seara, pe dânsa o găsești, e bețvancă. O găsești la vecinul ăsta de la vale și că îi trăiesc împreună, nu știu, și fac ei să iubesc. Cred că mai mult ne-au zis că bei totuși, Valentina. Hai să ne spui, ai chiar deci probleme cu... Deci eu dacă nu beau cu dânsi și nu le torn, eu stare zgârșită, e o economică. Dar el de când ne-am spătit, s-o duce numai pe acolo pe hoții ca când îi flăcău și bei cu băieții. Și-o pus băieții la cale și-o bătut pe cumătru, în ogradă, tot el. Și cu chetri aruncă. Uitați-vă, eu ce vreau să-l scot din strășeni, el numai probleme îmi face. Spuneți-ne, vă rog, totuși, eu așa și n-am înțeles de ce și cum s-a întâmplat că v-ați despărțit. El îmi pune lacata permanent la poartă. Așa. Mai mult de jumătate de an. Eu în fiecare sâmbătă ducea la mami ca să băiască la cinămăzi. Și eu am spus, nu pune, te rog, trebuie să mă plouă cu măt care i-am botezat. Și el s-a răzgândit și s-a dus la vârnișeni. Și zic că la mine camec și ăla răblăjit cu cnopc, soars așa la LG Samsung-ul și nu l-a dat pomană. Și mai vără băiești. Așa, așa. Și zic că mă duc eu la cumătru, că el tamam sunase după anea, zic că am un pahar de vin cumătru să dau de suflet. Tamam în sâmbătă mor, zic că dau de sufletul lui Ina, că a murit în decembrie tot. Soția. Da. Zic că da, mai tare m-am dus pentru televizor și el are un televizor așa mare de ăsta. Ai vrut să te uiți da, la televizor? Da, chiar am vrut mai tare pahar, pentru televizor, zic să mă uit la vreun film sau la niște... Și el avea o jumătate cât de litri de vin și ne-a luat de vorbă, ne-a mai arătat din fotografii, din tineret, că l-a învățat la internat, tot chinuit, a fost... De ce v-ați despărțit, Valentin? Vă spun. Și asta vine mai devreme. Drept cu eu am ajuns odată cu el o sună la șteț, că unde ești? Dacă să-i spun că-s la cum, mă trămuși leapă de tăiat și că el toare gelos. Dacă sugem cu lacata, nu mă duc la pată. Chiar și aici la strășeni, mă duc la viceu. Valentina povestește foarte lung și nu mai ajungem la capăt. Haideți să vedem Sergiu ce ne-a povestit despre despărțirea lor, care a fost cuțitul lui la os. El a mâncit poliția și o chema poliția și o mâncit că eu lăsat copilul acasă și m-am dus la cumătru cu... La lucru m-am dus până la oraș, când am venit înapoi, am intrat în casă. El nu era acasă, am sunat-o din casă, zic, draga mea, scumpa mea, dar unde ești? Că ne-ai mi-a zis, scumpa mea. S-a acasă, dar eu eram în casă. Știu, 7 minute, 10, am intrat înapoi și iar o sun. Și îmi spune mie, zic, că taci mai încet, că doarme copilul. Și când am peste 10-15 minute, am ajuns la poartă, când m-am pornit să vede. Unii ia, eu mă sună ea. Eu fug în casă înapoi și mă întreabă, zic, dar unde ești? Zic, aghe m-am suit într-o Lepsul 23, ies la Poșta Veche și mă duc la Sculean ca să mă sună rutieră strășeni să vin acasă. Dar ieși eu făcut planul, tipa că aia tu pe la vreo 9:30 și e acasă. Dar eu eram în casă când am vorbit cu dumneavoastră. Și apoi după 15 minute m-am dus la cumetru de la vale, când am văzut acolo
cânta muzica la televizor, ei bieți, se ocupau cu sexul, copiii se zicea în încălzarea cu apă, reși, reși. Eu am avut în filmare, i-am înfilmat, doamna două au găsit în filmare o știință, că să nu mai da, vadă nimeni. Da, și din strămurlam, de mă... Vă a spun sincer, m-a scăpat de... Și ai zis cum ați pedepsat Dumnezeu. Distrăs ce-am văzut, eu m-a scăpat în pantalon. Mâncam scrob, mâncam scrob, a rugat cum să fac un scrob și mâncam scrob și l-am rugat pe dâns să mă streacă la masă cu noi. Un ceas vreme a stat ca strigoi, ca cu stârc într-un picior și l-a filmat. De geamă am aflat că el l-a filmat. Cine o da voie lui să filmeze? Noi stăteam la masă și el amăjește când ne-a prins în pat, încă spune la tăți că noi ne lingiem, el pe mine, niște chestii cu scoală părul în cap. Sergiu, zi-mi, te rog, da. Dacă tot nu mai sunteți împreună cu Valentina și îți arată că nu te iubește, de ce ai vrut să-l pedepsești pe Dumitru? De ce ai vrut să-l pedepsești pe Dumitru? Dar nu eu l-am pedepsit. Eu atunci s-a trezit când are femeie și copil și el a vrut înapoi chipat eu să mă întorc. Tu în timp de lună ai zis 10 pampersă, că știi că la mine băietul 4 pacopși. Da? Da. El și șes pampers pe zi, faci și ghenic căcic. Cum mănânci? Ce căci bărbat? Și șes ori am hrănesc, mă că fi slăbut. Dar tu spui tăți că eu beau și nu hrănesc copchilul. Această seară discutăm despre Sergiu Rotaru din Strășeni, care vrea să-și ia fiul de nici 2 ani de la fosta lui concubină, pe care o acuză că bea și nu are grijă de copil. Femeia se apără și spune că, de fapt, Sergiu vrea să se răzbune astfel pe ea pentru că l-a părăsit. Dar cum s-a pomenit cu mătrul în mijlocul conflictului dintre foștii concubini și ce loc ocupă el acum în viața Valentinei? Vom afla imediat. Acesta a venit astăzi la noi. Dumitru, te așteptăm! Sergiu ne-a spus că te-a prins cu soția lui în pat. Ați avut o relație cu Valentina? Nu e drept. Dar cum e? Cum e? De mă nebunește, de la Ada ea. Cu metru au fost la mine o spesie. Au venit cu băiet, cu șinu. S-au uitat la televizor. Cum m-ai prins tu pe mine în pat cu dânsa? Tu spui-mi și unde. Eu îți dau ce întrebați. Tu ai filmat acolo, ai filmat. Tu mi-a spus la poliție că ai filmat. Unde ți-ai filmat? Și unde? Și eu sunt pat. La gazaria lui Valea Coștiers. Când am fost telefon, m-am încărcat. Măi, tu ești un mișinos. Valentina, da, tu ai avut o relație amoroasă cu mătrul Dima? Da, de când i-a rupt coastele în seara și de când poliția ne-a dat cioarele în fund de la sector, s-a bătut joc și poliția, eu mă șerim la Regen, a GGFM. El tot în momentul acela când a scris plângerea în drum, eu am vrut să mă duc să-i păzesc televizorul, dar el a pus la cata și a zis că... Și așa cu coastele rupte te-ai dus la Dumitru. Nu, am intrat în casă și el spune, du-te la culcare, încă îți mi-o dai și pe dașca. Zic, știi ce, du-te naibii, o puscarnea și e buclită, i-o dat de la market și mânca și eu am aruncat-o jos și s-a început. Și el spune, că eu, dacă nu, eu ți leg și te pintezi borțele și încă vârf în gură și ai o relație? Cum spun, din seara așa de cum m-a alungat poliția, în seara așa din șerbițală, chiar îmi zic, chiar dă-ți. Știu, și el, cu coastele rupte. Care bărbat s-ar da? Coastele rupte. Apoi din șerpințală nu, dar dăuza vă le ochiul. Pe urma dăuza, dar nu vrem nici mâncare, nici nu putem strag aerul în mine. Valentina, tu vrei, ți-i drag, da, ți-i drag Dumitru? Da, eu iubesc, pot spune la toată lumea, eu iubesc. El nu fumează, el altfel se comportă. Eu e liniștit. Copilul se comportă foarte adecvat. Dar asta nu m-a prostit și am zis că să mă duc pe urmă la graniță. Dumitru, uite ce declarație frumoasă de dragoste ți-a făcut tocmai Valentina. Copilul pe urmă bolnav și cu dar nu văd că se te bucure. Dacă el spune cuvinte urâte, copilul ați duc la graniță și ați spui prostii. Hai că te mai întreb încă o dată, Dumitru, tu vrei să fii cu această femeie? Dacă tu ți-a făcut această declarație? Noi ne întâlnim, ne ajutăm, noi... Dar spune așa cum este, că el se teme, el se teme, dacă duci el din Strășeni, poate așa și nu trebuie. Eu, așa sau altfel, Valentina, cu siguranță nu va rămâne singură din câte se pare, are foarte mulți... El o trimăr și băieți la mine acasă, are mulți bărbați care o curtează, colegii mei chiar au prins un moment... de acest fel, haideți să vedem. Un moment romantic. Ia ca să-i cu mătru. Neamul care m-a sunat de izminat, neam cu mătru, eu este nepoțic, care l-a pus la cale la orele 7. Dar și o cazie cu oare? Eu am crezut că a dus la copilul ăsta, Siruja, ți-o dat ceva. Dar și o parte a trecut.
Este neam cu mine, tot nici nu. Păi, Marta, trebuie să tare 40 de ani. Serioza, să întâlnești cu una naște pe mine. Dar unde să iei? Dar eu adus eu floare și nu eu floare. Păi du-i-l tot cu mătru. Și mă rog, dacă mi-a adus cu mătru o florișică. Hai du-i, te rog, noi suntem o mătru. Da, hai du-i. Pe scară, de la gimana la scară, îți vrea care de gagare. Poate-ți dă ții ceva. Mai gândi, ai luat și-ai pune trompeta la câinele și ăla. Cu mătru, du-și pune trompeta la câinele celălalt, că eu așa șed numai lângă dânsul. De acolo cu mătru ăsta au întrebat toți cu v-ați buditele și cum. O să eu cu dânsa să vădit și nu dă. O să că n-ai de midrol să-i pun în băutură. Întrebați-o pe Severin, că ei am cu mine. Da? Iată și cu mătru de față când a spus că el nu pune de midrol în vin, chiar și la sărbători când servește. Cine a spus vorba asta? Și pe urmă te prindeam deasupra mea și de vreo 2 ani dat palme. El cu deasâi la suie noaptea, el aștepta numai să mă înveți. Singur îmi cumpăra uneori băutură, numai că să mama jas să-i dau p***. Valentina. Câte o lună nu vedea. Da. Tata, scumpărtare! Dumitru, o să revin la tine. Am înțeles că totuși ai mari neplăceri din cauza acestei relații cu Valentina pe care nu vrei să o recunoști. Da, da, da. O trimis băieți la mine acasă și a fost bătut. Hai să vedem ce le-ai povestit colegilor mei mai devreme. Ia spui. Și nu recunoaște nici asta. Nu recunosc, Valea. Auzi, numai tu ai... Dacă îmblați și nu ori cele înflate. Da. Cucubina asta o trimis la mine băieți, el nu spui, nu ești cu el, să mă bocănesc. Eu cu mătru am fost la loc și v-a spus să-i cumpăr belezna. Și am cumpărat și eu seara am venit în coace și era și cu cobină aici. Am început să mă gruzească. O tășnit 2 grade și eu deodată m-am întors și m-am luat la bocănit. Și m-au grăjit, dar scădea că n-a și fața mea, scă te ușit eu tătul aici. Și eu cum am stat așa, ei s-au dus și eu de gem m-am sculat și am chemat salvare, m-au dus la salvare, mi-au pus injecții, ne-au făcut rentgenul, a venit poliția, școlă și-a murit tot. Sergiu, eu... Dima, în studiu spune cum că a scoală și a să-l îngroape. Când ai adus Valea ta și îngroleat? Îmblă cu vazelină, vă chipi să-ți casă în Valea ta și îngur, băi, vazelină. Spune la tăs, niște prostiți. Valea, de dă-ți dau întrebare lui Dima. Dima, scoală-te și pute genunchi. Dacă nu mă scoală, eu îți calc camul de față la România. Păi și ești Dumnezeu. Cum a fost când ai adus belezna? Cum a fost? A venit și a ieșit amândouă și tu ai început a suna și m-am dus acasă peste 20 de minute, au venit băieți la mine la poartă. Sergiu, zi-mi, te rog, da. Dacă tot nu mai sunteți împreună cu Valentina și îți arată că nu te iubește, de ce ai vrut să-l pedepsești pe Dumitru? De ce ai vrut să-l pedepsești pe Dumitru? Dar nu eu l-am pedepsit. Și eu am zis, s-a trezit că n-are femeie și copil și el a vrut înapoi, chipat eu să mă întorc după. Nu, nu, nu. Este adevărat? Nu, nu, nu. Eu m-am întâlnit și așa în zi. Dar și unul din zile ai stat liniștit cât cu mătru m-a ținut, găinile le-au hrănit, câinile, pe mine, pampersă. Tu în timp de lună ai zis 10 pampersă, că știi că la mine băiatul 4 pacopși. Da? Da. El și 6 pampers pe zi, faci și ghinic căci, că mănâncă. Ce găsi bărbat? Și 6 ori îl hrănesc, măcar că-i slăbut. Dar tu spui că eu beau și nu hrănesc copchilul, ni sâmțâtule și mărșnatule. De câte ori te-am sunat și mă băgai da, mama, da, că da, mama da. Tu mă întrebai și faci copchilul, da? Și are apoi și eu ce am eu cu tine? Întrebam și faci așa, băietul. Așa, e suficient. Și faci băietul, suficient. Dar și dacă trebuie să mănânci deci, copilul relația, ăsta, nu trebuie să mănânci. Relația dintre voi de? Și faci fiecare băietul. Dintre voi ne este clară în mare parte. Cui nu este nu, clar? Nu, vedeți, el întreba, am mai întrebat și, băietul, și da? Autoritățile copil, da? Despre acest cuplu, despre această familie. Haideți să auzim și ce ne-au spus la poliție. Da, familia dată. Se află în vizorul poliției, el este luat la evidență ca agresor familiar. În anul 2019 a fost oferită o cauză penală în baza articolului 201 prim, cod penal, violența în familie. Iată poftim, Sergiu, am aflat că ești și violent. Dar și violența am făcut-o. Gardă de pază, poliția spui drept, dar și care bițiv și e ca și ei băieți tineri și nu sunt surași în ascensoare până în cea zboare porcul la lună. Vă spun la vores. Apoi ei așa reclam ne-au făcut despre mine, pentru că Sergiu, deci totuși a fost violență eu în familia voastră. Dar nu mai fost el nicăcea. El e așa de despre ce crezi că ne povestește poliția? Pentru că eu de câte ori mă ducem cu producte, acte, toate bonurile sunt aici. Mă duc cu producte, vedem cu asta ia, cu șnuri camuflate, cum, da, cu da, da. Băută. Și îi spun, zic, Valea, n-a laptele, n-a ce la băiat, n-a de tete. Bați? Da. Dar și, dar numai copilul să-l hrănești. Zic, dar dacă ai bărbat, eu am copil. Da, da. Eu am grijă de copil. Și lua, o lua laptele și îl zvârle pe o gradă, ori îl zvârle la câine. Da, da, așa, da, da. Și tu ce făceai?
Eu ce facem? Tu ești o idiotă, tu n-ai milă de copilul ăsta. Și așa ai ajuns cu dosar penal. Blăgătărie ei. Da. Ce ești acum, Sergiu? Eu spun că n-a pedepsa statul. N-a să pedepsa. Până la urmă, astăzi discutăm viitorul copilului, născut din această relație zbuciumată. Cu cine îi va fi lui mai bine? Înainte să tragem vreo concluzie, haideți să mai auzim o constatare. Iată ce ne-a spus un membru al Comisiei Multidisciplinare care monitorizează situația din această familie și se află deja în pragul unei decizii. Deci copilul vitile profilactice au fost efectuat la vârstă decentă, selectiv și incomplet, deoarece mama copilului, fiind limitată de numărate ori de medicul de familie să prezinte, refuza, nu se prezenta. Copilul la fel a fost vizitat de către medicul de familie, acesta a constatat copilul necesită spitalizare, copilul a fost spitalizat. Dar a doua zi mama a venit în staționar și forțat a luat copilul de acolo. Eu, ca specialist mama și copil, eu vreau copilul să mă ia și o învârt la infecțiune. Să vedem care este starea de fapt a copilașului. Copilul era activ, dar foarte neîngrijit, condiții de trai insalubre. Copilul era malnutrit, cu haine murdare, persista miros de alcool în încăpere. Copilașul era sănătos la moment. Mamei a fost recomandat să administreze copilului preparatul antianemic pentru că anterior a fost constatate cifre joase de hemoglobină, dar aceasta a refuzat. La orice intervenție verbală răspundea agresiv, neadecvat, încântător. Ce care va spalenie? Copilul din urmă temperatură n-avea și nu dușă. Membrii Comisiei Multidisciplinare, că în cazul refuzului sau nerespectării recomandărilor medicale, va urma o perioadă de monitorizare, în urma care se va lua o decizie în beneficiul minorului. Deci urmează pe parcurs să vizităm acest copil împreună cu medicul de familie de câte ori va fi nevoie ca să acordăm ajutorul și sprijinul necesar. Deja ulterior va fi luată această decizie. Valentina, tu spui că ești o mamă grijulie și îți iubești copilul, dar ceea ce am auzit noi acum de la medicul de familie are funcționară... zis pe mine că m-a făcut pe telefon scatină și când a venit a mea consiliu, m-a făcut și pușlama. Pentru că are zis pe mine că i-am spus pe telefon în față, cum a ta? Nu a venit a crede, nici cu gând nu știm că i-a dat lui ajutor și ăsta a folosit banii, cum o vreo $200 de la America, nu știu de unde. Și s-a dus la locul lui și i-a dat. Dar eu i-am spus pe telefon, domnul Petru, domnul Cazacu, cum a ta ai avut sânț omenesc și rușine și glagole vorba? Cum i-ai dat, dat lui banii? El a născut copilul ăsta, ori Valentina, eu aveam vorbeam nu de bani, vorbeam dar, despre felul în care îți îngrijești copilul. El are zup pe mine și nu mă rău să fac. E cam că nu a fost consiliu și a put manierul să mă terorizeze. Această doamnă care ne-a povestit? Nu, medicul de familie Cazacu. Eu chiar și când a născut am vrut să mă decid de dânsul, dar nu vreau nimeni să mă iepse. Tu ai auzit foarte bine sau ai fost ocupată să vorbești? Da, dar pentru ce trebuie să-i dau fierul ceva? Experții noștri au auzit bine ce ne-a spus funcționarea. Că suntem pe finalul emisiunii, vă rog să vă expuneți domnilor experți. În primul rând, eu am câteva întrebări către voi și dacă puteți să faceți concluzia totodată răspunzându-mi la aceste întrebări. Deci, ce credeți voi în general? Ce ar trebui să decidă autoritățile? Pentru că ați văzut, sunt în prag. Deci această mamă poate fi lipsită de copil. Cel puțin el poate fi scos din familie. Deci politica statului în domeniul protecției drepturilor copilului este de a menține copilul în mediul familial. Atunci când necesitățile copilului nu sunt acoperite de către părinți, autoritatea tutelară poate dispune luarea copilului și plasarea lui într-un mediu familial, de tip familial, spre exemplu tutelă sau asistență parentală profesionistă. Sau deja în ultimă instanță plasarea într-un centru de plasament. Domnul Сергей, у вас было 2,5 года как минимум на то, чтобы создать для своего ребенка хорошие условия, для того, чтобы он мог расти в хороших условиях, чтобы у него была еда, питье, крыша над головой и так далее. Прошло 2,5 года, вы ничего не сделали, за исключением того, что вы ходите и говорите, какая у него плохая мама, которая все это время его кормит, одевает, как может, ввиду своих способностей умственных, физических и так далее. Спустя 2,5 года вы опять не хотите брать на себя ответственность и говорите, что приедет моя сестра, тетя, дядя, и они позаботятся о моем ребенке. Вы с голоду не умираете, да? Но при этом большую заботу о ребенке, за исключением счетов, которые вы собираете, пакет молока и так далее, вы ничего показать нам не можете. Да? А зачем? Незачем. Ладно. Теперь относительно домна Валентина. Вы яркая, сильная женщина,
Возможно, благодаря дому Серджу вы сегодня или завтра иначе начнете относиться к тому, как вы заботитесь о своем ребенке. Возможно, что-то изменится. И я вижу, что вы все-таки переживаете за то, чтобы у вас не забрали ребенка, и это уже говорит о том, что у вас есть какие-то чувства к нему. Вы живая женщина, поэтому я не вижу ничего плохого в том, что женщина пытается найти счастье с другим мужчиной. Обычно партнеры ищут на стороне то, чего им не хватает внутри семьи. Так случилось. Вы не оформили брак, вы сожительствовали некоторое время, после чего вы разошлись. И я считаю, что Валентина имеет полное право выстраивать свою дальнейшую личную жизнь. Особенно, если ее партнер, будущий сегодняшний, проявляет инициативу и готов взять на себя заботу о вашем ребенке. Можно мне один вопрос? Какой брак может быть, если он еще женат, у него жена есть? Вцепали, да, он там... Он не разведен. Какой брак расписан, может быть? Вы что, не рассказали здесь или что? Да. Он, а ша есть, если ну, да, есть. Ты ешь козырь, Păi eu i-am spus lui Valea. Căsătorit cu una, vroiai să mai ieși eu și ceva, Valentina? Valea, zic, Valea, eu mă duc și dau la divorț cu partea feminină care a trăit cu așa de la Ielovieni și ne scrim. Nu și nu și nu care și nu și până în ziua de azi. Și de atâta nu i-am făcut casă. А надо, чтобы Валя вам говорила, что вам нужно идти разводиться. Вы сами не можете принять решение? Я сам ей так идите сказал. Разведитесь. Я из-за этого не старался. Я вы возьмите на себя сам. Ответственность и повзрослеете. Вы эмоционально незрелый человек. Я хотела от него избавляться 20 раз. Посидите румынешки, Марьяна Анатольевна. Сегодня Дорис мне слегкал для гарда мама. Эля скасы тряка. Что она дома терроризак, сдущим парк, что спонишь факел куи. Какой парк, Валя, спонишь и принципы? Гата. Мне мило, да, чест копил. Mi-e milă. Și cel mai mult, doamna Valentina, vă pup, scuzați. Mi-e milă de acest copil. Cel mai mult aș vrea acum să-l cuprind. Și ați spus exact de 3 ori. Am numărat în emisiune. Mă duc să pun lumânări pentru nu știu ce. Pentru mine. Doamna Valentina, puneți lumânări pentru dumneavoastră. Să vă dea Dumnezeu înțelepciune și minte la toată lumea. Ca să, vă rog, să vă dea Dumnezeu înțelepciune și minte, ca să vă creșteți copilul frumos și să devină om în viață. Mulțumesc mult! Aici încheiem, liniște și pace vă doresc să-i vezi pe cei dragi, mereu alături.